Ești mereu în căutarea iubirii și nu știi ce să mai faci pentru a o găsi. Astrologii îți recomandă să nu renunți la dorința ta. Berbec, ești o persoană aventuroasă și îți place să te implici în activități ce presupun adrenalină. Când îți alegi iubitul sau iubita, ești întotdeauna atent să fie fan mișcare. Potrivit astrelor, marea dragoste o vei găsi fie la o pârtie, fie într-o drumeție pe munți. Taur, astrologii spun că ai ajuns într-un punct al vieții în care ți-ai învățat de multe ori lecția. Acum meri siguranță și stabilitate în relația amoroasă, astfel încât aceste aspecte trebuie bifate neapărat. Îți vei găsi dragostea natură, grădini liniștite sau chiar la o întrunire pe care o vei organiza la tine acasă. Rac, tu ești unul dintre puținii nativi care țin la tradiții, astfel încât probabilitatea de a-ți găsi iubitul sau iubita în locuri tradiționale este foarte ridicată, spun astrologii. Ar putea fi vorba despre un dans, o serată sau o degustare. Leu, te numeri printre zodiile care iubesc sălbăticiunea în toată splendoarea sa. Iubirea nu are loc fix pentru tine. Poți să o găsești absolut oriunde, la grădina zoologică, în timp ce faci cumpărăturile, în pădure, pe stradă, la bar și așa mai departe. Scorpion, prin natura ta ești implicat în orice activitate ce presupune sentimente. În schimb, dacă trebuie să practici ceva din zona hobby-urilor tale, nimic nu te mai poate opri. Astfel se spune că tu îți vei cunoaște partenerul în activități ce presupun mulți oameni, convenții, organizații, cluburi și altele de acest fel. Relatează playtech.ro.